Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. În fiecare an, pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului. Conform Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, este vorba despre peste 1.900.000 de femei care poartă prenumele de Maria și derivatele acestuia și mai mult de 650.000 de bărbați cu prenumele de Marin, Marinică sau Marius. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească rugăciunile noastre în fața Tronului Dumnezeiesc și din tot sufletul și din tot cugetul să spunem și noi, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă! Amin! Se spune că astăzi mai mult ca niciodată Maica Domnului îl roagă pe Dumnezeu să plece urechea la rugăciunile de dezlegare a pântecelor și să dăruiască copiii celor care și doresc, precum a făcut și în cazul lui Ioachim și Ana, părinții Sfintei Maria. Avem în sărbătoarea de astăzi un exemplu deosebit în părinții Ioachim și Ana. În zilele noastre, când avem în fața ochilor atâtea realizări ale altora și ale noastre mai puțin, câteodată tindem să cădem în deznădejde. Și atunci ziua de astăzi este o zi de referință pentru cei care tind să-și piardă speranța. Sfânta Maria Mică, Sfânta Maria Mică, care, de exemplu, trebuie să o sărbătorim așa, să o cinstim așa cum merită, nu? Am și în familie un nepot cu numele de Marius, deci prin traducere, ar fi sărbătorit astăzi. O zi sfântă, că și pe mine mă cheamă Maria și îmi place de numele ăsta. Bine, la mulți ani! La mulți ani! Din bătrân, se spune că nașterea Maicii Domnului reprezintă hotarul dintre vară și toamnă. Se spune că în această zi unele păsări zboară spre locuri mai calde. Trăim o zi de aleasă bucurie astăzi, ziua de naștere a Maicii Domnului. Ne bucurăm în această zi de darul lui Dumnezeu, care vine atunci când crede și rânduiește Dumnezeu. Tot din bătrân, datina este că în această zi sfântă de sărbătoare să nu se muncească, să nu se facă nicio treabă în gospodărie. Astăzi, când o cinstim pe Fecioara Maria, care s-a născut, facem această cinstire cu speranța deosebită că Mântuitorul Iisus Hristos nu rămâne impasibil la rugăciunile Fecioarei Maria și la cinstirea pe care o aducem Fecioarei Maria. La mulți ani tuturor mariilor, tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare. Dumnezeu să o binecuvinteze!